Potrivit hotărârii de Consiliul Local 72 din 2009 pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în domeniul gospodăririi, întreținerii și menținerii curățeniei și a protecției mediului în municipiul Sighetu Marmației, proprietarii imobilelor, asociațiile de proprietari, instituțiile publice, precum și orice persoane juridice, sunt obligate să afișeze la loc vizibil numărul imobilului sau blocului, în caz contrar urmând să se aplice amenzi. Ne referim la o prevedere dintr-o hotărâre de Consiliul Local, și anume cunoscută hotărâre de Consiliul Local 72 din 2009, în care, printre altele, apare și această mențiune. Și vă spun exact cum sună: obligația proprietarilor de imobile să afișeze la loc vizibil din stradă numărul de imobil. Chiar dacă nu pare ceva așa de important, există situații în care atât poliția locală, poliția națională, ambulanța, servicii poștale și așa mai departe, sau orice altă persoană se confruntă cu problema sau cu dificultatea de a identifica un anumit imobil pe o anumită stradă într-o anumită zonă. Și identificarea se face destul de greu, bătând la ușile altor vecini, sunând pe unul altul pe cunoscuți. Întrucât amenda este destul de mare raportat la valoarea unei plăcuțe metalice cu un număr inscripționat, cetățenii au primit mai întâi somații, iar dacă nu vor lua măsuri, abia apoi vor fi sancționați. Același act normativ spune că fapta este contravenție și se sancționează cu amendă de la 500 la 1500 de lei. Este destul de mare amenda raportat la valoarea unei plăcuțe cu un număr. Și de aceea am procedat la împărțirea somaților în primă fază, pentru ca proprietarii să se conformeze și să nu fim obligați de a aplica sancțiuni. Ei, în cazul în care unii din rea voință nu vor dori să afișeze un număr de imobil, atunci vom fi nevoiți să aplicăm și o sancțiune. Dar să sperăm în primă fază și pe această cale apelăm la bunăvoința tuturor cetățenilor și îi rugăm să procedeze la montarea unei plăcuțe, dacă nu își permit nici cum să-și achiziționeze o plăcuță, să scrie măcar cumva pe imobil, la exterior, la loc vizibil, numărul, pentru a facilita, pentru a, să spun așa, a ușura munca tuturor serviciilor publice care au, la un moment dat, nevoia de a identifica un imobil sau de a avea o legătură cu un imobil. Reprezentanții poliției locale spun că peste 50% dintre locuințele din Sighetul Marmației nu au afișat numărul la vedere.